În colțul roșu, vine de la Power Gym Craiova, este antrenat de Ionuț Pucă, Enzo Mica. Colțul roșu vine de la Black Wolves și este antrenat de Laurențiu Lazar. Rareș Oboroceanu! Meciul se dispută pe durata a 3 reprize de câte 2 minute. Arbitru în ring, Cosmin Buzoiu. Hai să auzim încurajările voastre! Iată un meci la categoria 65 de kilograme. Enzo Mica în colțul albastru, cu un short alb-albastru, pentru că sunt culorile clubului din Craiova, de acolo de unde vine el. Din Craiova și adversarul său cu un short alb și negru. Este vorba despre Rareș Oboroceanu. Să vedem cum va arăta această luptă cu Enzo Mica, un sportiv antrenat de Ionuț Pucă. Tănculețu Iancu este omul cunoscut de la clubul din Craiova. Ionuț Iancu, un sportiv foarte, foarte talentat, un sportiv la categoria grea. De aia te-l acum pe Enzo Mica, luptând pentru Power Gym. Adversarul său, Oboroceanu, îl văd cu o mișcare foarte bună în ring, o deplasare în lateral. A fost surprins de câteva lovituri ale lui Enzo Mica. Enzo Mica lovim foarte bine cu de la distanță, mai înalt decât adversarul său. Văd acum pe Enzo Mica, pune presiune cumva, câteva lovituri ratate de braț pentru el. La Enzo Mica o gardă specifică boxului. Acum un genunchi foarte bun pentru Enzo Mica. Foarte bune loviturile cu brațul din față pentru Enzo Mica, după care a venit și acel cârlig de pe dreapta, acel croșeu care l-a prins pe adversarul său. Bună lovitura, puternică pentru Enzo Mica, o lovitură mediană cu piciorul din spate. Locul adversarului, nicio problemă pentru Enzo, care încasează totuși o frontală la corp. Bună dreapta lui Enzo Mica, hai kick acum! Mai calm față de adversarul său Enzo Mica. Mereu pe pas înainte, se apropie ușor de adversar și reușește câteva lovituri interesante în această primă repriză, câteva lovituri care au pus probleme lui Oboroceanu. Bună dreapta lui Enzo Mica. Bună, încă o dată lovitură cu brațul drept, se încheie această primă repriză.
O primă repriză spectaculoasă, pentru care merită ambii sportivi aplauzele dumneavoastră. O să vă rog să fiți puțin atenți din nou, chiar înainte să înceapă repriza a doua. Rugăm pe posesorul autoturismului cu numărul CT27BOH să meargă să mute mașina pentru că a blocat pe cineva. Mulțumim! Să înceapă a doua rundă. Da, s-a dus acum peste Enzo Mic, adversarul său, dar vine răspunsul olteanului, care a casat o dreaptă puternică de la Oboroceanu. Oboroceanu a început cumva puternic și prima repriză, a fost mai hotărât ca și în această rundă a doua, după care Enzo Mic a echilibrat și cu câteva lovituri reușite în plin l-a stopat pe adversar, l-a întrerupt din avântul pe care l-avea. High kick bun acum pentru Enzo Mică. Uppercutul adversarului ratat, genunchi din săritură pentru Enzo. Oboroceanu îl așteaptă acum pe Enzo Mică și trimite o lovitură cu brațul din față Enzo. Bună această lovitură cu piciorul din spate. Încă o stângă bună pentru Enzo Mică la corpul adversarului. Da, am văzut câteva lovituri bune de braț încă o dată pentru Enzo Mică. Și high kick acum pentru el. În colțul ringului adversarul său câteva lovituri puternice pentru Enzo Mică. A scăpat Oboroceanu, care a făcut un pas lateral și a fugit. Câteva lovituri la corp, dreaptă la cap pentru Enzo Mică. Da, s-a încheiat repriza a doua, s-au scurs cele două minute. Avem rugămintea către sportivi cu meci înainte să intre în ring, să coboare în antecamera intrării pe scenă. Start în această ultimă repriză. Două minute rămase între Enzo Mică și Rareș Oboroceanu. Rareș a început ambele reprize, și prima și a doua, în forță. A încercat să pună presiune, dar arăta mult mai bine Enzo Mică în primele două runde față adversarul său. Lovituri mai multe și mai clare pentru sportivul oltean. Încă o lovitură bună pentru Enzo Mică. Continuă cu aceste lovituri Enzo Mică. Bună, dreapta la capul adversarului. Încă o dreaptă bună pentru Enzo Mică.
Stânga la corp, a încercat un croșeu de stânga și la capul adversarului. Genunchi. A arătat bine în acest meci Enzo Mincă, a arătat bine Gala până acum, au fost câteva meciuri spectaculoase, am văzut și knockout-uri. Bună lovitura cu brațul stâng, din nou în colțul ringului Rareș, care aleargă, s-a dus în celălalt colț. Încă o dată iese de acolo, scapă de ofensiva lui Enzo Mincă. Stânga bună la cap, stânga la corp, dreapta la corp acum. Încă o dreaptă și o stângă bună pentru Enzo Mincă. Excelente loviturile lui Enzo Mincă. A fugit Rareș, a reușit să facă pasul în lateral, să scape de loviturile adversarului. O dreaptă bună acum în capul lui Rareș. Enzo Mincă în atac, uppercut. Croșeu de stânga. Da, s-a încheiat lupta, s-a încheiat meciul. Au fost câteva eschive bune pentru Enzo Mincă la finalul acestei lupte. L-am văzut uitându-se la adversar. Merită cu brațele jos. Aplauzele voastre, cei doi sportivi. Va fi o decizie la puncte a arbitrilor. Așteptăm să vedem care este hotărârea lor. La capătul unei lupte spectaculoase, învingător, la puncte, Enzo Mincă! Da, victorie pentru Enzo Mincă la puncte în acest meci împotriva lui Rareș Oboroceanu. Cupa și medalia sunt acordate de Carmen Isop, Urban Legend. Felicitări celor doi sportivi.